Uitam dat-o doamna inspector, din nu este, da? Cred că a putut veni. Ok. Deci, doamnă profesor, domnule primar, domnilor și domnilor profesori, dragi elevi, astăzi personalitatea lunii este doamna profesor universitar dr. Postolache, care acum este decan al Facultății de Biologie din București. În întâlnirea pe care o să avem astăzi cu dumneavoastră, sunt câteva etape. Desigur că... Da, e vorba de filmare, bineînțeles, nu? Chestiune organizatorice sunt cele legate de respectarea problemelor epidemiologice. Și desigur, telefoanele, rugămintea este să le avem închise pentru o oră, atât timp cât avem la dispoziție pentru această întâlnire. După câteva elemente de început, o să rog pe domnul primar Tomas să ne vorbească puțin despre program. Apoi, doamna Postolache își va prezenta elemente importante din CV. Și la sfârșit, desigur că sunt 5-10 minute prin care profesorii, elevii pot pune întrebări, pot intra în, să comunice cu doamna profesor. Care ar fi elementele importante din biografie domnului profesoare Postolache? Așadar, doamna s-a născut pe 16 august 1959 la Lavoș, urmându-și studiile în orașul Buzău, în actualul Colegiu Național Bogdan Petruceicu HD, pe care l-a absolvit ca șef de promoție. Asta în 1978. Ulterior, în 1983, a absolvit Facultatea de Chimie a Universității din București, bineînțeles, șef de promoție. Și în 1999 a obținut doctoratul în chimie la Universitatea București. Între timp, de la finalizarea facultății și până în 1990, doamna a lucrat în Institutul de Cercetare în domeniul chimiei și, și farmaceutic. După care, în 1999, a început cariera universitară. Sigur că a urmat fiecare din aceste etape de la lector, conferențiar, profesor universitar. Astfel încât în 2012, doamna este decan al Facultății de Biologie și membru în Senatul Universității București. În toată această perioadă, doamna s-a ocupat de studii de cercetare și studii științifice, gestionând, cel puțin așa cum știm dintr-o statistică, până la începutul anului acesta, 20 de programe naționale de cercetare, 19 programe europene de cercetare și 6 programe americane. Sigur că cele din Statele Unite sunt sub egida Academiei de Științe a Statelor Unite ale Americii. Doamna a parcurs studii de pregătire în Belgia, Marea Britanie și Germania și a publicat de-a lungul timpului o serie de lucrări, peste 120 de studii de autor și coautor, dar și 7 cărți sau capitole, 81 de studii acreditate ISI. Sigur că în această enumerare a câteva elemente din CV am să vă spun doar că doamna este din în anul 2018. A fost declarat profesorul anului în domeniul științelor vieții și pământului, iar din 23 noiembrie 2020 este cetățean de onoare al municipiului Buzău. Acestea fiind zise, o să rog pe domnul primar Constantin Toma să ne spune câteva elemente din programul nostru Personalități Buzoiene. Mulțumesc foarte mult, iată că până la urmă ținem o lecție nu online și treaba asta cred că e o bucurie și pentru voi. Deci, dragi elevi, dragi profesori, încă o nouă lecție, suntem în al patrulea an în care în fiecare lună aducem în fața voastră, în fața tinerii generații, personalități mari de ieri și de astăzi, care au făcut și care fac Buzău mare. Nu exagerez un nimic pentru că o societate, o comunitate crește până la urmă prin elita sa.
Pe vremea în care am făcut și eu și doamna profesor școală, se spunea că clasa muncitoare este cea care este motorul dezvoltării unei societăți. Nu este deloc așa, deci o societate, eu știu, avansează mai mult sau mai puțin, dacă acolo există multe personalități și există un nivel al dezvoltării educației și culturii astfel încât să permită progres. Am inițiat acest program din 2017, tocmai în urma unui sondaj prin care sociologii de atunci, atunci când am venit în primăria Buzău, am zis, mă, de unde iau orașul ăsta? S-a făcut un studiu și în sondajul făcut legat de primele 10 personalități ale Buzăului, bineînțeles că nu era nicio personalitate din cele pe care ar trebui să le știm cu toții. De exemplu, primele 10 personalități nu era George Emil Palade, primul laureat al Premiului Nobel, absolvent al Colegiului Național Bogdan Petrice cu HD. Deci noi în fiecare an, deci domnul, cum să vă zic, profesor, comandor, comandant de unitate, pilot, militar, istoric, îmi place și mai mult, doctor și în istorie, domnul comandor, și are o pasiune pentru istorie, cum am și eu, și încercăm să lansăm, să relansăm acest oraș, acest județ, și prin, eu știu, aducerea în fața dumneavoastră, repet treaba asta, la repetiție, mama învățăturii, oamenilor care pot fi modele pentru voi ca și tânără generație. Și am ales, dacă vă uitați numai anul ăsta, am ales oameni cam din toate zonele, și al artei, și al educației, și al sportului, și al religiei noastre strămoșești, pentru că episcopul Chesarie probabil a fost cel mai important episcop al Buzăului, episcopia Buzăului fiind înființată la 1500, împotrivă cu, deodată cu episcopia Râmnicului, dar de Vâlcea, nu a Râmnicului Sărat, sau domnului general Toader, care luna viitoare va fi, vom avea alți invitații aici tot din rândul vostru, care în momentul ăsta, general cu 3 stele, este reprezentantul României la NATO. Sau altă personalitate importantă, Călin Petru Tătaru, profesor universitar, un celebru oftalmolog, tot din generația dumneavoastră, i-a spus șeful de promoție la HD-ul Călin, sau domnul profesor Silviu Neguț, care este creator de educație, profesor la Academia de Studii Economice, sau marele campion mondial de handbal, Cornel Benu, azi locuitor în Franța, care, sigur, a fost și dumnealui aici în acest an. Deci vom continua această poveste și poate într-o zi o să fie și voi una dintre aceste personalități. Oriunde vă veți afla, trebuie să încercați fiecare în parte, dar și împreună, pentru că ne lipsește treaba asta ca români să fim uniți, pentru a obține rezultate mai bune. În orice domeniu este loc de afirmare. Singura problemă este să muncim, să ne placă ce facem și să punem pasiune în orice. Viața este foarte scurtă, vedeți ce vremuri trăim și ce să vă spun. Vă doresc și ne dorim să fim sănătoși, pentru că este cel mai important lucru pe care se poate întâmpla unui om. La sfârșitul acestei acțiuni veți primi și o carte, 500 de personalități buzoiene, deci noi periodic scoatem o carte despre aceste personalități, de ieri și de astăzi, și bineînțeles și o agendă în care să vedeți și biografia doamnei profesor Carmen Postolache. Eu vă mulțumesc și vă invit să faceți multă atenție la ce înseamnă istoria acestui oraș, istoria acestor locuri, pentru că este foarte important să plecați cu ceva în viață. Anul ăsta am relansat istoria județului Buzău, geografia județului Buzău, suntem unici la nivel național și prin treaba asta, și ca să
Știți sau nu știți, e mai puțin important, dar nu îmi face plăcere să reamintesc că anul ăsta a fost un an aproape extraordinar pentru Buzău. În 11 februarie, din 340 de proiecte, Buzău a câștigat într-o competiție extrem de selectă la Ministerul Federal al Mediului, Schimbărilor Climatice și Siguranței Nucleare din Germania. Un proiect, Buzău, oraș al viitorului, și Germania finanțează pentru prima dată un oraș al viitorului în afara Germaniei. Anul ăsta, până în decembrie, lucrăm împreună cu ei, cu nemții, la conceptul de dezvoltare, de anul viitor ar trebui să înceapă și investițiile statului german în Buzău. 23 iunie am obținut la Londra titlul de cel mai bun brand de oraș din Europa, la cea mai mare competiție de branduri din lume, în finală cu Parisul. În consider tot un rezultat extraordinar. Suntem primul oraș din România unde la nivel public am început cu 2000 de copii, doamna profesor, clase de inspirație finlandeză. Suntem patronați de Ministerul de Externe din Finlanda și de sub un altul patronaj al excelenței sale Mariotta Kola, ambasadoarea Finlandei la București. Un alt rezultat și ultimul rezultat de anul ăsta deocamdată, am câștigat o competiție într-o cu marile orașe din România. Ambasada Franței ține o competiție anuală de orașe durabile. Buzău a obținut locul întâi și acest premiu, bineînțeles că s-a învățat și cu o diplomă semnată de doamna ambasador, dar în perioada 14-19 februarie suntem într-o vizită de lucru unde? La Paris și la tur, pe banii Franței. E un rezultat bun pentru că ne aduce și o reputație internațională, pentru că suntem deja pe în multe zone. Deci cam asta este treaba. În viață suntem în competiție, în primul rând, cu noi. Trebuie să fim exigenți și să muncim cât mai mult să putem deveni ceva. Iar acel ceva ține foarte mult de educație și de munca voastră de zi cu zi. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă invit acum să ascultăm o poveste de viață a unui om care este iată aici lângă noi și care s-a remarcat în mod deosebit aici în România, nu în altă parte. Bineînțeles că avem și mulți buzoieni care s-au remarcat în alte zone ale lumii și suntem mândri cu ei. Și bineînțeles, comunitatea buzoiană trebuie să fie unită, pentru că numai așa cred eu că putem progresa. Numai împreună putem progresa. Și putem progresa împreună dacă, eu știu, suntem și suficient de pregătiți și suficient de uniți. Doamne ajută! Dăm cuvântul doamnei profesor. Hai că vă dau... Vreau și un microfon. Mai aveți un acolo, puteți să vorbiți și la două microfoane, dacă vreți. Este suficient unul. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, domnule primar și dragi elevi, stimat viitor auditoriu, studenți, viitor studenți. Inclusiv la Facultatea de Biologie. Exact asta o să spun în final. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă simt onorată, e un sentiment chiar copleșitor să vezi că oamenii care ți-au fost colegi, că noi am fost colegi de generație la liceu, te consideră ca o personalitate. Eu nu m-am considerat o personalitate. Am considerat că mi-am ales un drum pe care să pășesc cu pasiune și să fiu și eu mulțumită de ceea ce realizez. Ce am constatat este că dacă te numeri printre aceste persoane care au ceva realizări, poate și responsabilități, cât de cât mai primesc și niște titluri, mai sunt menționați, știu și eu, în astfel de situații, cum este programul dumneavoastră, se poate întâmpla, mai și membru de onoare al orașului, al municipiului Buzău, se poate întâmpla ca peste un timp să fii invitat să ții o conferință. Și prima dată când mi s-a spus, am zis, nicio problemă, când va fi anul viitor, am tot timpul până atunci să mă pregătesc.
Ca să constat cu câteva zile când s-a apropiat termenul cu o săptămână înainte, aoleu, dar eu despre ce o să vorbesc totuși. Adică m-am simțit ca acel elev care este cu tema nepregătită, care nu știe dacă poate să răspundă și să își facă tema așa cum trebuie, da? Pentru că tema a fost destul de vagă. Vorbiți despre ce ați realizat dumneavoastră. E, în acel moment am început, bineînțeles, să mă gândesc, să fac așa o retrospectivă, să-mi trec în revistă tot ce am făcut de când am văzut lumina zilei până în prezent. Cu speranța ca din această întâlnire, din dialogul pe care o să-l am cu dumneavoastră, poate niște lucruri pe care le împărtășim o să vă ajute și pe dumneavoastră să vă alegeți un drum, o carieră și, în primul rând, să vă realizați ceea ce doriți dumneavoastră. Așa încât, sigur, nu vreau decât să trec în revistă câteva momente, câteva repere pe care eu le consider importante din viața mea, atât din viața profesională, cât și din viața familială. Așa că încep cu începutul, adică m-am născut la țară. Am născut la țară și uneori mi-amintesc de versurile lui Lucian Blaga, poate le știți, care spunea, copilă, puneți mâinile, nu știu dacă sunt exact versurile, pe genunchii mei, eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Pentru mine, perioada aceasta a copilăriei, pentru că primii ani am copilărit, i-am petrecut cu bunicii mei la țară, cam 6 ani, a fost una din perioadele foarte frumoase și, în general, copilăria este o perioadă foarte luminoasă pentru mulți dintre noi. N-a fost o copilărie lipsită de griji, adică nu grijile mele, ci ale bunicilor mei. N-a fost o copilărie îndestulată, cum încercăm noi acum să oferim copiilor noștri. Dar sentimentul acela al contactului direct cu natura, cu, știu și eu, mediul, cu libertatea aceasta difuză a mediului în care te miști și libertatea ta în acest mediu, nu poate decât să-ți trezească niște sentimente deosebite și sunt clipe pe care sigur nu le voi uita niciodată. Că am fost un copil destul de vioi, năzdrăvan, cu genunchi juliți, cu cățărat în copaci și așa mai departe, cu acea libertate a copilăriei pe care poate că unii dintre cei de la oraș nu o întâlnesc. După aceea, la 6 ani, am venit alături de părinți pentru scurt timp la Mizil, când eram la grădiniță, dar atunci am avut și contactul cu școala și sunt cea mică de acolo, între elevii mamei mele, care era profesor la liceul din Mizil. Era perioada anilor 60, când erau mulți adulți care își completau studiile la Seral și seara, bineînțeles, ca să nu rămân singură acasă, mă duceam cu mama la școală, stăteam în ultima bancă, desenam și probabil că de-aia mi-a și plăcut școala foarte mult. Nu știu, că aveam un sentiment, atunci era pentru mine o recreere și un sentiment foarte plăcut că sunt împreună cu mama și cu alte persoane care, sigur, fiind mică, mă îndrăgeau. Am fost prietena clasei a 7-a, la care era mama mea dirigintă, care este aici în fotografie, și alături cu ei, bineînțeles, am participat la tot felul de activități. Mă jucam în curtea școlii, săream coarda. Prin urmare, școala pentru mine la început a fost o perioadă sau a fost o instituție în care mă simțeam foarte bine, liberă. Am început clasa 1, destul de marcată de eveniment, destul de privind puțin temătoare la ceea ce se va întâmpla. Primii 2 ani, deci clasa 1, a 2, am făcut-o la Mizil, după care ne-am mutat când aveam 9 ani la Buzău. În clasa 3 am și aduc aminte domnul profesor Tănase Vasile, care era renumit pentru cât de drastic este și cât de bun învățător,
Și din prima zi, nu din prima zi, din a doua zi, am încasat un 4. De ce? Pentru că nu eram obișnuită cu stilul dânsului de a preda. Și în prima zi mi s-a spus, pentru mâine, copiați din carte următorul fragment. Și a citit începutul și a citit pe la mijloc. Dar n-am mai citit și finalul. Prin urmare, eu am zis, da, până la mijloc acolo, l-am caligrafiat foarte frumos și când mi-a controlat a doua zi, mi-ai scris tot, 4. Jumătate din clasă a luat 4 atunci, pentru că toți am înțeles greșit cât avem de scris. Și am fost înspăimântată, bineînțeles, cum o să fac eu față în această nouă școală și clasă, în care toți colegii mi se păreau foarte, foarte buni. Bineînțeles că a fost de sperietură, că notele nu s-au trecut în catalog, dar asta m-a ambiționat și m-a făcut să privesc așa cu foarte multă seriozitate lucrurile. Dar în perioada asta, din clasa 3-a-4-a, mi-am descoperit unele înclinații, de exemplu, înclinația pentru sport, ceea ce nu era de mirare pentru un copil care venea de la țară și se zbenguise și avusese libertatea acelor ani. Pentru sport în general și pentru artă, că nu pot să spun că e sport, baletul, pentru că atunci începuseră să funcționeze cercurile pionierești. Așa că m-am înscris la acest cerc, m-am înscris și la unul pentru povestit, muzica și am fost în cor, deci aveam destul de multe activități extra școlare. E, după aceea a urmat partea de gimnaziu 5-8, în care, sigur, mi-am dezvoltat în continuare aceste aptitudini, ca să spun așa. Trebuie să spun că sportul era una din orele preferate, pentru că mă simțeam foarte relaxată în orele respective. Dar, pe lângă acestea, am început să îndrăgesc anumite materii și prima mare dragoste a fost matematica. Ciudat, nu chimia, matematica, pentru că oricum nu începeam cu chimia în clasa 5-a. Asta și datorită faptului că am avut o profesoară deosebit de caldă, apropiată și corectă, doamna Ionescu Ileana se numea, care m-a făcut să îndrăgesc matematica, prin urmare m-am dus pe la olimpiadă și la matematică și la limba română. Chimia nu m-a atras în gimnaziu, nici nu mi-amintesc numele profesorului. Și spun asta pentru că cred că rolul profesorului este foarte important în alegerea carierei unui tânăr. Când ești foarte tânăr, când ești adolescent, s-ar putea să nu știi exact ceea ce dorești. Profesorul este cel care, prin exemplu personal, poate să te îndrume, să dească pasiunea pentru un anumit domeniu, pentru o anumită disciplină. Prin urmare, nu pot să spun că în afară de matematică aveam o preferință deosebită. Am terminat clasa 8-a și, bineînțeles, au urmat cursurile liceului HD-ul, unde am intrat în 1974, foarte mândră că este liceul în care și-a efectuat și-a făcut studiile Palade. Chiar în anul acela în care am intrat în liceu, Palade a primit premiul Nobel. Și doamna profesor de biologie, doamna Prodan, chiar ne-a spus când am intrat prima oară în sala, în laborator, că era ca un laborator, de fapt era ca un amfiteatru de biologie, ne-a spus, în această sală a învățat George Emil Palade, laureat al premiului Nobel, a fost iarăși copleșitor sentimentul și în același timp un sentiment de mândrie pentru faptul că, iată, sunt într-un liceu de elită, practic. Liceul cred că este cel care a avut cea mai mare contribuție în formarea mea ulterioară. Aș vrea să mai dau puțin și o să mă ascult dacă se poate, pentru că sunt destul de departe de dumneavoastră. Da. Sunt și vaccinată și nu cred că e un pericol. A avut o importanță deosebită, în primul rând, pentru că, așa cum am spus mai devreme, am avut profesori de excepție. Am avut profesori care aveau, după părerea mea, croială de profesori universitari. Și nu se poate să nu-i menționez pe câțiva dintre ei, de care probabil că ați mai și auzit, de exemplu, domnul profesor Cremarenco, care din păcate s-a stins de curând, profesorul de matematică, domnul profesor Dumbravă de chimie, domnul profesor Ciurea de fizică,
doamna profesor Moisoiu de biologie. Și spun pe aceștia pentru că acestea au fost materiile care pe mine m-au atras în mod deosebit. Adică disciplinele care sunt incluse oarecum în științe. Începând cu matematica și terminând cu biologia. Și aici o să vă spun un lucru care iarăși mi-a rămas în memorie. Când am intrat în facultate de data aceasta și am intrat tot într-un cerc al studenților care se numea Prietenii Universului, ne-am dus la o vizită la un genetician renumit, Constantin Maximilian, pe vremea aceea. Și unul dintre colegi a spus, domnule profesor, știți, noi am observat că matematicienii sunt foarte înfumurați. Și dânsul a zis, păi nu e de mirare, că un matematician poate să fie un profesionist extraordinar fără să știe nimic altceva decât matematică. În schimb, cineva care merge pe domeniul fizică trebuie să știe și matematică și fizică. Adică pe lângă fizică, disciplina de bază, trebuie să știe și matematică, că altfel nu se descurcă. Cel care se duce spre chimie trebuie pe lângă chimie să aibă și cunoștințe de fizică și de matematică. Zice, dar dacă avem cunoștințe de matematică, fizică și chimie, e chiar păcat să nu știm și biologie. Pentru că biologia, după părerea dânsului, și este și părerea mea acum, deși sunt absolvent de chimie, este regina științelor în acest secol. Mi-a rămas în minte acest lucru, fără să știu atunci că mă voi apropia atât de mult de domeniul biologie, practic. Deci, în liceu am avut acești profesori renumiți, care au putut să ne transmită dragostea dânșilor pentru disciplinele pe care le predau, să ne transmită, să ne influențeze și să ne facă să iubim foarte diferit de altfel și noi acele discipline. Pentru mine, una dintre disciplinele deosebite a fost matematica și chimia, așa cum v-am spus, și fizica și biologia. Dar în primul rând matematica, și o să spuneți și atunci ce ați căutat la chimie. Exact din același motiv pe care vi l-am spus adineori, fără să intuiesc la momentul acela, că da, a fi matematician înseamnă a ști doar matematică. Ci, da, dacă stau să mă gândesc foarte bine, cred că ce m-a influențat în alegerea acestui domeniu au fost chiar primele ore de chimie cu domnul profesor Dumbrava, despre care se spunea că este zbir și că dacă faci cea mai mică greșeală, iei nota 2. Și la primul extemporal, pentru primul extemporal care a fost și anunțat, de altfel ne-am pregătit toți foarte bine și am luat fără probleme notă maximă. Dar prima parte era cea referitoare la structura atomului. Și cred că acest lucru m-a atras foarte mult către chimie, pentru că structura atomului este fascinantă, nu este pe deplin elucidată nici acum. Și, bineînțeles, mai târziu, ajungând la facultate, mi-am dat seama că dacă nu știi matematică și fizică, n-ai nicio șansă să înțelegi structura atomului. Și ce este foarte frumos e că atomul are parcă o infinitate în adâncime, așa cum Universul are o infinitate în spațiu. Deci pe undeva, eu mereu le spun studenților, este ca și cum macrouniversul și microuniversul își dau pe undeva mâna. Și nici la nivelul macrouniversului, nici la microunivers, legile fizicii clasice nu sunt valabile. Ci apelăm la teoria relativității, apelăm la cuantică ca să înțelegem ce înseamnă structura materiei. Deci, cred că acesta a fost momentul în care m-am orientat către chimie și, bineînțeles, este contribuția celor doi mai profesori pe care am avut de matematică și chimie, ceea ce m-a făcut, bineînțeles, să mă duc pe la olimpiade, să obțin rezultate, să zicem, bune, premii naționale, dar în liceu am mai realizat ceva. Am realizat că educația este foarte importantă pentru, nu numai pentru un tânăr, ci și pentru un adult, că ceea ce vrei să devii depinde foarte mult de ceea ce știi. Prin urmare, eu în liceu nu am fost axată pe chimie și pe matematică, ci pe cam toate disciplinele. Și cred că am fost cam antipatică pentru colegii mei, tocmai din acest motiv, pentru că învățam cu oarecare îndârjire, pentru că, de fapt, îmi plăceau și celelalte materii foarte mult,
Nu pot să spun că m-am dedicat 100% chimiei. Nu. Am învățat ca pentru orice altă materie, doar că aveam o afinitate, să zic, deosebită pentru aceste materii. Deci am terminat bacalaureatul, bineînțeles, și am intrat la facultate, cu multe emoții și mi-amintesc primele cursuri în care profesorii vorbeau 2 ore non-stop, notai ce puteai. Și când mă duceam spre casă, așteptând troleu, mi-amintesc că mă gândeam, oare o să fac față? Pentru că în liceu eram obișnuită să plec cu lecția aproape, dacă nu învățată, înțeleasă măcar. Ori în facultate n-aveam timp decât să notez cât de cât ce spunea profesorul, dar minte să procesez informația. Informațiile curgeau gârlă, cum spunem noi. Astfel încât am intrat așa cu o mare strângere de inimă și cu temerea că n-am să pot să fac față, lucru care s-a dovedit fals și în care pot să spun că pregătirea din liceu a fost extraordinar de bună. Dacă n-aș fi avut acea formație pe care ne-a dat-o domnul profesor Crămarenco la matematică, probabil că lucrurile ar fi stat mai diferit. Deci, pot să spun că matematica în facultate mi s-a părut, deși era dificilă, mi s-a părut mai ușoară decât ceea ce făceam în liceu. Sigur, erau multe alte noțiuni, dar ca modalitate de abordare și greutatea, dificultatea exercițiilor care ni se dădeau, nu mi s-a părut mai dificilă decât ceea ce făceam în liceu cu domnul profesor. În facultate, din anul 2 de facultate, exact când am început studiul chimiei fizice, pentru că chimia se studia pe vremea noastră, care însemnau practic 4 plus 1, 5 ani de studiu, chimia se studia pe capitole, adică aveam un an întreg pentru chimie fizică, numai pentru structura materiei, un an de zile pentru cinetică, un an de zile pentru termodinamică, cam așa se punea problema. Chimia fizică am început-o în anul 2 și după primul curs, știu că m-am dus după domnul profesor și am spus că eu aș vrea să lucrez în acest domeniu, să știu mai multe. S-a uitat la mine puțin mirat că în anul 2 nu prea se duc studenții să înceapă să lucreze și a spus, păi vină la mine și o să stăm de vorbă. Și am dus la dânsul în birou. Primul lucru, mi-a povestit cam ce lucrează dânsul și m-a trimis în bibliotecă să fac documentare. Cred că am stat niște luni de zile în bibliotecă, am scris caiete întregi de rezumate, pentru că documentarea nu se făcea așa de ușor cum o faceți dumneavoastră acum, intrând pe internet și căutând după cuvinte cheie. Atunci te duceai și luai fiecare volum în brațe și căutai ceea ce te interesa. Și pot să vă spun că tot ce se publica în domeniul chimiei era inclus în așa zisul chemical abstract, deci rezumate ale tuturor articolelor de chimie care se publicau. Și erau, la un moment dat s-a ajuns să fie un volum de niște sute de pagini pe săptămână, cam așa. Deci foarte, foarte laborioasă activitatea. După care am început să stau și domnul profesor mi-a adus un mic birou, chiar la dânsul în cameră, în birou, și mi-a spus ăsta este locul tău de muncă și am devenit un fel de copil adoptiv, adoptat de către dânsul. Este vorba de academicianul Victor Emanuel Sahini. Mai târziu am fost copilul, să spun așa, al catedrei de chimie fizică, pentru că vis-a-vis avea laboratorul doamna profesor Oncescu și acolo se lucra de dimineața până seara. Pe la ora 5, dânsa mai scotea niște biscuiți, se făcea un ceai și stăteam. Cred că asta mi-a plăcut cel mai mult, faptul că profesorii discutau cu noi foarte deschis, foarte liber, ca și când am fi fost colegii dânșilor, deși noi nu știam nici asupra parte din ce știau dânsii. Și după aceea a mai fost un lucru care probabil ne-a făcut să iubim și mai mult această activitate de cercetare, pentru că aceia au fost primii pași în cercetare pe care i-am făcut. Era perioada anilor 80, când România intrase într-o oarecare criză.
se făceau economii peste tot și se făcea economie și în ceea ce privește energia electrică. Prin urmare, la ora 5 se întrerupea alimentarea cu curent electric, toată lumea pleca acasă. Și aici trebuie să spun că am încălcat regulile, bineînțeles, cu acordul acestor profesori care ne erau mentori. Ne încuiam în laborator, trăgeam draperiile, pentru că am constatat că după o jumătate de oră se dădea din nou drumul, da, la alimentarea cu energie electrică, se aștepta să se golească clădirea și după aceea, bineînțeles că erau echipamente care mai aveau nevoie de alimentare, frigidere și așa mai departe, congelatoare, care aveau nevoie de alimentare continuă cu energie electrică. Și după aceea ne aprindeam lampa de birou și începeam și lucram. Cred că aveam o oarecare satisfacție că încălcăm regulile, pentru că reușeam totuși să ne rezolvăm aceste probleme de cercetare în ciuda greutăților din acea perioadă. Odată mi s-a și întâmplat din acest motiv să rămân încuiată în laborator, adică mi-am aprins lampa de birou, am lucrat mult peste ora de plecare, cred că era 9-10 seara, și când am ieșit din laborator, adică din biroul domnului profesor, am tras ușa fără să mă gândesc, fără să realizez exact că eram în hol, dar în hol lumina era stinsă și nu știam pe unde sunt întrerupătoarele, că erau după niște dulapuri. Și am urbecăit acolo foarte mult timp, până când m-am dus, am reușit să descuid, că era din fericire ea în interiorul holului, am reușit să descuid, dar n-am mai reușit să o împui, că trebuia să o salți cumva. A doua zi dimineața aveam curs la 7:30 și femeia de serviciu veni la mine, zice, nu știu cine a fost azi noapte prin facultate, că am găsit ușa descuiată la laboratoare, la hol. Și am zis, stați liniștită că eu am fost, că n-am știut pe unde să ies și cum să ies, că am rămas încuiată, era să rămân încuiată în laborator. Au fost momente deosebite în care, într-adevăr, cred că am înțeles ce înseamnă pasiunea pentru cercetare. În toate proiectele domnului profesor eram inclusă și eu, discutam foarte liber cu dânsii, eram foarte apropiați, astfel încât, sigur, spre finalul anilor de facultate, deja mă cam orientasem către un institut cu care noi aveam colaborări științifice, și anume către Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice. Am fost o serie norocoasă. Am avut dublă repartiție pentru cei care terminau și anul 5. Se dădea o repartiție în cercetare, pentru că în anul 5 n-au rămas decât 15 studenți din cei 80 care au intrat în anul 1. Se dădea o repartiție în cercetare, dar cu stagiu de 2 ani în producție. Toată lumea făcea un stagiu de 2 ani în producție și al treilea an de stagiu, erau 3 ani de stagiu, al treilea an se făcea în Institutul de Cercetări, așa încât am fost repartizată foarte frumos la Danubiana, întreprinderea de anvelope Danubiana, care acum este distrusă, adică nu mai există. E foarte drăguț, era cel mai apropiat loc de muncă pentru stagiu, cel mai apropiat de București, astfel încât eram vreo 3 șefi de promoție în Danubiana acolo, dar ne-am înțeles foarte bine pe perioada cât am stat acolo. N-am stat 2 ani cât era stagiu, pentru că între timp m-am căsătorit, de fapt m-am căsătorit imediat după ce am terminat facultatea. Și foarte curând, după aproape 2 ani, am avut și un copil. Aici este stagiul de acela în producție. Deci fusesem deja repartizat, intrasem în cel de-al treilea an la ICCF, dar între timp s-a născut și fetița noastră, astfel încât am făcut un stagiu mai scurt decât cel prevăzut, că am avut concediu de maternitate. E un copil care este una dintre cele mai mari realizări ale mele, pentru că trebuie să vorbim cinstit, pe lângă realizările profesionale, realizările familiale sunt foarte importante, pentru că ele vă dau un oarecare echilibru. Sigur că pasiunea pentru cercetare rămâne, dacă odată ce o ai, ce ți s-a sădit,
Dar ai nevoie de mai mult de atât. Și sigur, copilul meu a fost sora mea mai mică, cu care mi-am petrecut vacanțele la munte, cu care am făcut școală, deci pot să spun, atunci eram în Institutul de Cercetări și prima experiență de profesor am avut-o cu fratele meu, trebuie să spun și asta, că am un frate cu 11 ani mai mic, deci practic e cel cu care am făcut școală de când a intrat în clasa 1 și cu copilul meu, da? Deci ceea ce consideram eu că mai trebuie explicat, trebuie explicat mai mult decât la școală, o făceam acasă, mai ales partea asta cu matematica care i-a fugărit și pe fratele meu și pe fata mea. Mi-aduc aminte că fratele meu chiar când vedea că îi aleg câte o problemă, începea să se vaite. Mi-a ales cea mai mare problemă, cea mai cu conținutul cel mai extins. Și eu am considerat că această formație, această capacitate de a rezolva problemele te ajută foarte mult, că îți dă oarecare flexibilitate în a aborda și alte probleme. Și în cercetare, lucrul ăsta este extrem de important, pentru că în cercetare rezolvi, de fapt, niște probleme. Încerci să răspunzi unor întrebări, unor incertitudini, că altfel nu se numește cercetare, da? Deci întotdeauna îți pui niște probleme, îți pui niște întrebări și încerci să răspunzi, să elaborezi niște experimente ca să dovedești anumite lucruri. Eu am făcut lucrul ăsta în facultate, a fost mai mult domeniul farmaceutic, adică chimie farmaceutică, care este extrem de frumoasă și elaborarea unui medicament presupune un efort deosebit de cercetare și de testare după aceea a medicamentului respectiv, a principiului activ, cum spunem noi, și presupune și cunoștințe teoretice foarte solide, pentru că înainte de a testa medicamentul, principiul activ, faci niște estimări asupra activității acelui compus și asupra proprietăților lor, care se pot realiza prin modelare matematică, prin modelare moleculară. Deci pe mine matematica m-a ajutat extrem de mult. Dar cu copilul meu, nu numai că mi-am petrecut vacanțele și ne-am jucat când eram mici, chiar și în joacă când eram mică îi puneam anumite întrebări, dar aici cred că era prin clasa 6-a când a vrut să vadă noi ce facem, noi ce lucrăm și eu și tatăl ei, că și soțul meu este tot chimist, am fost colegi de altfel, numai că este la alt institut. Astfel încât am mers cu ea la institutul tatălui ei și am arătat cam ce înseamnă să lucrezi în laborator. Nu știu dacă nu asta am împins-o de fapt către cariera pe care o are acum, dar eu am considerat, m-am întrebat întotdeauna, oare la vârsta dumneavoastră ce ar fi trebuit să știu ca să-mi aleg această carieră? Și trebuie să recunosc cinstit că nu mi-erau lucrurile foarte clare și că am avut noroc că am mers pe acest drum. A fost mai mult o intuiție că da, cam asta este drumul. Astfel încât eu am vrut copilul meu să cam știe ce înseamnă cercetare. Dacă tot m-a întrebat, i-am arătat cam ce înseamnă să lucrezi în laborator și a fost foarte încântată de lucrurile acestea. Dar mai târziu, fiind o persoană foarte voluntară, cu multă personalitate, a ales și am lăsat-o să-și aleagă singură drumul. Întotdeauna știți că părinții au dorința ca să urmeze copilul lor o anumită cale, ce consideră dânsii că este bine. Și ea era foarte talentată la matematică, probabil că s-a transmis genetic treaba asta, astfel încât eu mi-am dorit pentru ea o clasă specială de matematică, că putea să intre în acea clasă. Și mi-a răspuns foarte prompt, tu știi că mie îmi place biologia și chimia și eu nu vreau să mă duc la clasă specială de matematică, vreau să mă duc pe acest drum. Asta era când dădea examen la clasa 9. Și am zis, foarte bine, atunci mergi pe drumul tău. Prin urmare, ea a ales în cunoștință de cauză, a fost mai informată decât am fost eu la vârsta ei, ce e drept.
Deci asta ar fi realizarea în plan familial, da, este una dintre cele mai importante realizări ale mele, pentru că, foarte pe scurt, ea a studiat biochimia și a făcut doctoratul în Germania și acum este în Statele Unite la Institutul Național al Cancerului. Deci nu pot să spun decât că sunt foarte mândră de ceea ce a realizat și consider în parte că am procedat bine, chiar dacă, așa cum mi-a spus ea odată, mi-ai fost cel mai dur profesor pe care l-am avut vreodată, mai dur decât profesorii de la școală. O singură dată în viața mea te-am auzit spunând, Laura, mai lasă și tu învățatul. Și asta se întâmpla înainte să-și dea doctoratul și eram la mare, ea venise cu nu știu câte cărți după ea și citea pe plajă. Și atunci am zis, mai lasă învățatul că știi destule. Și acum îmi spune, da, trebuie să recunosc că trebuie să-ți mulțumesc pentru felul în care ai procedat, pentru că m-ai făcut să înțeleg cât este de importantă educația. Educația este ca o construcție pe care trebuie să o fundamentezi foarte bine dacă vrei să realizezi într-adevăr o construcție frumoasă. Este cea care îți asigură un viitor decent dacă într-adevăr știi să te educi și singur, nu numai cu ajutorul profesorilor sau în școală. Este motivul pentru care eu am acordat atenție mai multor discipline, inclusiv muzică, inclusiv sport și altele, pentru că literatură, pentru că acestea nu fac altceva decât să clădească un univers al tău în care poți să te refugiezi atunci când lucrurile sunt mai dificile. De exemplu, în această perioadă a pandemiei sunt persoane care au suferit depresii. Eu nu știu de ce, pentru că am ce să fac în afară de problemele de zi cu zi. Poți să citești, poți să asculți muzică, ai o mulțime de lucruri, cu cât ai un orizont mai larg, cu atât poți să treci mai ușor peste astfel de vremuri dificile. Și bineînțeles că în acea perioadă a fost și au fost anii de doctorat, de pregătire doctorală, acolo am fost înainte de, acesta este coordonatorul meu, domnul academician Sahini, care s-a stins acum câțiva ani, deci pe care îl consider eu tatăl meu, cel de-al doilea tată. Și sigur a durat mult doctoratul pentru că nu se realiza ca acum într-un regim foarte bine organizat. Eu eram și angajată, deci doctoratul se făcea în timpul liber și în timpul nopții. Am stat, tehniciana cu care lucrez acum își mai amintește că uneori stăteam amândouă când mai aveam nevoie de ajutor. Stăteam noaptea și plecam dimineața pe la ora 6 după o noapte întreagă de lucru. Dar vreau să vă spun că astea sunt momentele cele mai frumoase. Atunci când într-adevăr le faci cu pasiune și mai obții și niște rezultate bune, frumoase, ai o satisfacție pe care nu știu dacă o ai din alte activități pe care le întreprinzi, le efectuezi. Aici sunt cu domnul profesor Andruh, pentru că exact. Vreau să spun că noi am și colaborat. Când dânsul a fost plecat în străinătate, i-am ținut niște ore, un curs pe care dânsul, de fapt, trebuia să-l țină. Și am fost colegii de scaun și la Senat, așa încât, cum să vă spun, buzoienii întotdeauna au un patriotism deosebit și se caută pe unde se găsesc. Bineînțeles, colaborează dacă pot, se susțin unul pe altul. La noi în facultate sunt mai mulți buzoieni, și de la HDU și de la Ionescu, da? Așa încât ne susținem și lucrurile decurg foarte, foarte frumos. Suntem mândri că suntem din Buzău și că suntem absolvenți fie ai liceului Ionescu sau HDU. Bineînțeles, sunt felicitările de după susținerea doctoratului cu colegii din facultate, din departament. Sunt alți profesori deosebiți pe care i-am avut ca student. După care, în 1990, s-au deschis practic porțile universităților. Până atunci, toate posturile
în învățământul superior erau blocate. Deci nu am putut, deși am terminat ca șef de promoție facultatea, nu am putut să fiu angajată în învățământul superior cum mi-am dorit, pentru că toate posturile erau blocate. S-au deblocat imediat după Revoluție, astfel încât am dat concurs în anii 90, la începutul anului 90, și n-am ales chimia, pentru că chiar domnul profesor Sahini, coordonatorul meu, mi-a spus: du-te la biologie, că s-ar putea să ai un viitor mai frumos. Biologia este în plină dezvoltare și cred că te vei realiza bine acolo. Au fost scoase atunci mai multe posturi și m-am dus la biologie, am sărit peste prima treaptă de asistent, am intrat direct, am concurat direct pentru lector și am intrat într-o catedră, mai târziu departament, care bineînțeles nu era de chimie, dar în care cunoștințele de chimie erau obligatorii, și anume într-un departament de ecologie, de ecologie sistemică și sustenabilitate. Dar am ore de chimie, de chimie fizică, care e marea mea dragoste, de chimie generală și de chimie organică, la toate secțiile din Facultatea de Biologie, pe care vă recomand cu căldură. Adică există secția de biologie, de biochimie și de ecologie. Ecologia este un domeniu profund interdisciplinar, adică aici, ca să pot să abordez problemele acestea deosebit de grele, vedeți, modificări climatice, poluarea care ajunge, care are un caracter global, aici trebuie să fie specialiști din mai toate domeniile, și din chimie, și din hidrologie, deci din geografie, meteorologie, pedologie și, nu în ultimul rând, matematică. Pentru că sistemele ecologice și sistemele biologice sunt sisteme foarte complexe și avem nevoie uneori de modelarea lor, modelare matematică. Prin urmare, am intrat în această, pe atunci catedră, acum departament de ecologie, și m-am implicat în foarte multe, foarte multe proiecte de cercetare care au vizat, practic, monitorizarea ecosistemelor, cum le spunem noi, acvatice sau ecosistemelor terestre, deci determinări ale unor poluanți, ale unor nutrienți. De altfel, țin și un curs de ecotoxicologie, deci tot ce înseamnă eliberare de substanțe toxice în mediu și efectul lor asupra organismelor, asupra ecosistemelor în general și asupra biocenozei sau organismelor biologice în particular. Și proiectele de cercetare la care am participat au vizat, pe de o parte, probleme legate de calitatea apelor. La nivel european, știți că Dunărea este, Dunărea este unul dintre cele mai importante fluvii. Deci chiar pot să spun cel mai important fluviu, pentru că străbate foarte multe țări și, ca toate ecosistemele acvatice, se confruntă cu probleme de poluare și de degradare. Prin urmare, am participat la astfel de proiecte care au vizat organizarea planurilor de monitorizare a calității apelor. Și am participat la conferințe, la congrese în străinătate și mi-aduc aminte că unul dintre momentele care m-au marcat într-un fel, dar care m-au marcat pozitiv, în sensul că mi-au dat foarte mare încredere în mine, a fost acela când a trebuit să fac o prezentare a situației din România în ceea ce privește calitatea ecosistemelor acvatice la Viena, la începutul unui proiect, și ceea ce urmam să prezint nu a fost nici măcar citit de șeful departamentului, deci, cum se spune, știți, arunci copilul în groapa cu lei, că trebuie să se descurce. Vă dați seama ce emoții am avut, că era prima ieșire la o conferință, la un workshop, cum îi spuneam noi, internațional, fără să am cât de cât avizul șefului direct. Și emoțiile au fost împărțite, adică și șeful meu a avut pe măsură aceleași emoții în momentul în care am ajuns în sala de conferințe.
Dar este adevărat că reacția coordonatorilor acestui proiect internațional foarte pozitivă a fost cea care mi-a dat foarte mult curaj. Am fost apoi în alte proiecte, iată aici cu un cercetător din Statele Unite, Lee Altier, care a făcut modelarea matematică a unor ecosisteme adiacente râurilor. Și vedeți, aici m-a ajutat matematica, faptul că am putut să mă înțeleg cu acea persoană, pentru că nu trebuie neapărat să știi matematică, să faci modelare, dar să te înțelegi cu persoana respectivă, da, este foarte important. Am avut și acele deplasări sau burse în Statele Unite, au fost două, finanțate de, practic, Academia lor de Științe, NSF, în care, iarăși, cu această ocazie, din nou, mi-am dat seama că putem să stăm la masă cu cercetători din străinătate, fără să ne temem că pregătirea noastră nu este suficientă. Noi am beneficiat, cel puțin în perioada cât mi-am făcut eu studiile, de o pregătire teoretică foarte bună. Nu aveam o pregătire practică bună, pentru că, din punct de vedere tehnologic, eram cu echipamentele în urma altor țări. Dar aceste lucruri se învață foarte repede. Și în Statele Unite, cel puțin, am stat și am lucrat singură până noaptea târziu, plecam cu ultimul metrou. Lucru care i-a impresionat pe colaboratorii noștri de acolo și am păstrat de altfel legătura și acum. Unul din doctoranzii mei lucrează, are o bursă de o jumătate de an în Oregon, în laboratorul alăturat persoanei cu care eu am lucrat în anii 90, de fapt. Am primit și noi invitați din afară. Cu această ocazie, exact aceste persoane cu care am colaborat au avut amabilitatea să trimită niște scrisori de recomandare și aprecieri în care au trecut în revistă activitatea mea. Sigur că sunt momente în care te simți mândru că ești român și că reprezinți, practic, instituțiile de învățământ superior din România cu fruntea sus. Da? Adică au fost momente în care chiar am simțit, am avut un sentiment de mândrie, s-a întâmplat de mai multe ori să găsesc soluții înaintea celor din Statele Unite. Au fost momente în care încercam o metodă nouă, care fusese pusă la punct de un doctorant ce plecase din laboratorul acela și care nu le-a ieșit colegilor din Statele Unite și pe care am reușit să o pun la punct. Mi-aduc aminte că Kate Laita, se numea profesorul de acolo, a zis, am să fac o fotografie a înregistrării pe care i-a obținut-o și o pun în ramă, o să o pun pe perete, să spun că aceasta este realizată de tine, pentru că am pus la punct o metodă. Și cu colegul care a făcut modelarea matematică ne-am înțeles foarte bine și am fost câteva săptămâni. Din nefericire, n-am avut parte de burse foarte îndelungate, cum au unii, de luni de zile, de ani de zile, au fost burse foarte scurte, de câteva săptămâni. Dar au fost suficiente ca să îmi dea încredere în mine și să păstrăm colaborarea an mulți cu persoanele respective. Evident că au mai fost, mă rog, activitatea a fost recunoscută și pe plan național. Trebuie să spun că am avut senzația uneori că e mai mult apreciată activitatea în străinătate decât în țară. E un sentiment ciudat, dar așa a fost. Da, aici e una dintre studente, a scris un articol, eram conferențial, a scris un articol despre activitatea mea, pentru că a venit la o oră de chimie fizică și mi-a luat un interviu, mi-a pus tot felul de întrebări, care sunt și pasiunile mele în afară de chimie, evident, și de chimie fizică. Atunci am povestit că, da, cercetarea Universului este una din mele pasiuni și am considerat că dacă omenirea s-ar orienta către acest domeniu și ar face pași importanți în cercetarea Universului, poate că am devenit și mai buni chiar și am realizat care sunt lucrurile extrem de importante pentru omenire în general.
Așa cum v-am spus, eu tot timpul am avut această senzație că chimia fizică este un univers, un micro-univers infinit în adâncime. Și am rămas cu această pasiune pentru cercetarea Universului. Era o emisiune, poate că unii dintre voi ar putea să mai regăsească pe net, că acum pe internet sunt toate minunile. Era o emisiune în timpul studenției mele, ținută de un astrofizician renumit Carl Sagan. Este unul dintre cei care a transmis un mesaj al omenirii în univers, împreună cu soția lui. Avea niște emisiuni extraordinare despre univers și despre cercetare în general. Te făcea chiar să iubești cercetarea și să vrei să-ți aduci contribuția, chiar dacă ea este infimă, e ca un fir de nisip într-o plajă. Da? Da, mi-a rămas această pasiune, se pare că am sădit-o și fiicei mele, pentru că de multe ori stăteam la facultate până noaptea, odată am plecat, de mai multe ori am plecat noaptea și spuneam, zic, măi, dacă ne întâlnim cu reprezentanții poliției, poate ne arestează, că la ora 2 noaptea suntem pe drum, la care ea zice, nu, că ai cărți în mână și dacă te vede cu brațele încărcate de cărți, nimeni nu te oprește, nu reprezinți un pericol pentru nimeni. Asta era ca să ne amuzăm și sigur am avut zile de teren, erau foarte frumoase, au fost foarte frumoase pentru că te relaxai după activitatea din laborator și din birou și multe alte activități administrative, a te duce pe teren, era o relaxare chiar dacă intrai în apă până la genunchi sau chiar mai mult, chiar dacă mai alunecai și era să-ți rup mâna că aluneci în albia râului. Sunt momente frumoase când mâncam pe capota mașinii, când luam probe la lumina farurilor mașinii, plecam dimineața la 6 și ne întorceam pe întuneric, dar cum să spun, toate astea dau un sens carierei, activității respective pe care o desfășor. Da, sigur, după aceea au venit și recunoașterile la, să zicem, nivel local, adică în facultate, am fost întâi secretar științific, pe urmă prodecan și din 2012 până în prezent a treia legislatură de decan și este cea mai grea legislatură pentru că ne confruntăm cu niște probleme deosebite. De fapt, mesajul pe care aș vrea să-l transmit, să vi-l transmit vouă că sunteți tineri, este acesta, alegeți-vă cu grijă drumul în viață. Sigur că nu este capital, adică dacă constatați că după ce ați terminat liceul, parcă nu e chiar ceea ce v-ați dorit, puteți să schimbați. De altfel, acum lucrurile sunt mult mai dinamice ca înainte. Oamenii își schimbă uneori profesia. Deci nu e un capăt de țară dacă constatați că n-ați ales foarte bine. Dacă mă gândesc ce aș fi vrut să știu când aveam vârsta dumneavoastră, probabil că asta aș fi vrut să știu. Să am mai multe informații despre profesia pe care mi-am ales-o. Dar am avut noroc să pășesc exact pe drumul care mi oferă foarte mari satisfacții și studenții sunt colegii mei mai mici, pe care încerc să-i tratez așa cum am fost și eu tratată de către profesorii mei, mai ales de către cei din facultate, astfel încât comunicarea cu ei o consider foarte importantă. Și întrebările pe care ei mi le pun, pe mine mă ajută să devin un profesor mai bun. Pentru că prin întrebările acestea eu îmi dau seama cam ce lacune au și cam cum trebuie să le explic lucrurile ca să fie foarte clare pentru ei. V-am spus că am făcut școală și pe fratele meu și pe... Deci au fost primii mei elevi, fratele meu și fata mea. Și dorința mea a fost ca elevul și studentul să nu rețină informația ca atare, ci să judece și să gândească tot ceea ce îi se transmite. Pentru că noi nu suntem persoane care doar transmitem informație. Suntem formatori. Sunt uneori atât de poate drastică din acest punct de vedere, încât
deși nu este un examen dificil, cel de chimie și de chimie fizică, studenții îl percep ca o materie, o disciplină foarte dificilă, pentru că e foarte diferită, cerințele sunt foarte diferite față de alte discipline. Le-am spus, eu nu vă dau să reproduceți un curs. Eu vă pun întrebări și doresc să răspundeți și să argumentați cu cunoștințele pe care le aveți. Asta ne-a învățat și pe mine, asta m-a învățat și matematica. Cum să rezolv niște probleme, da? Aplicând ceea ce știu din teorie, să aplicând teoremele respective. Lucrul ăsta este destul de greu, dar este ceea ce i-am transmis fetei mele de mică. I-am spus, dacă nu înțelegi ceea ce citești, ceea ce înveți, prefer să nu înveți. Și am venit odată seara acasă și am întrebat-o, mi se pare că la fizică, dacă a învățat. Și a zis, n-am învățat. Cum l-ai învățat la ora asta? Nu, că mi-ai spus că dacă nu înțeleg, să nu învăț, că o să am de furcă cu tine. Și am zis, în regulă, foarte bine, atunci haide să citim împreună, să vedem ce n-ai înțeles. Și am învățat-o nu să rețină, ci să deducă niște lucruri, să deducă niște relații. Mai era o chestie amuzantă apropo de asta. Am trimis-o odată să îmi scoată niște bani de la bancomat și zic, uite, ia cardul, zice, ce pin ai? Zic, constanta gazelor perfecte. A, păi zice, nu știu care e constanta gazelor perfecte. Eu zic, cum nu știi care este? Nu, nu, că m-ai învățat să o deduc, nu s-o țin minte. Bun, ok, atunci ia creionul și dedu constanta, dar zic, mai bine ți-o dau eu, că dacă greșești la calcul, s-ar putea să-mi blochezi cardul, da? Deci am avut un copil pe care, așa cum v-am spus, l-am format cu foarte multă personalitate, de fapt are ea foarte multă personalitate și mi-a dat întotdeauna replicile corecte, astfel încât să mă pună să gândesc ceea ce spun de acum încolo. Dar, așa cum v-am spus, până la urmă dorința mea ca profesor este acela de a avea, de a forma studenți cu care să ne mândrim, pentru că eu consider că inteligenți sunt foarte mulți copii. Problema este să scoatem la iveală acest dar al naturii, să scoatem la iveală pasiunea, să scoatem la iveală inteligența de care ei dispun și să îi formăm în așa fel încât să facă față tuturor problemelor care apar pe parcurs. Pentru că vedeți că trăim niște vremuri care nu sunt normale, dar e și greu să definim ce este normalitatea. Prin urmare, a trebuit și să ne adaptăm noilor condiții, da, trebuie să spun că un alt proiect, dincolo de proiectele de cercetare, un alt proiect a fost construcția unui centru de cercetare, o platformă de cercetare în biologie și ecologie sistemică pe care l-am condus. Adică am ridicat o clădire ca un institut de cercetare în curtea Facultății de Biologie, în care, aici sunt cu domnul rector și cu echipa dânsului, în care dotarea cu echipamente este la nivel internațional, astfel încât să se poată desfășura activități de cercetare care să fie la nivelul celor din străinătate. Este într-adevăr o altă realizare care mă mândresc. Aceasta este chiar ședința de încheiere a proiectului. A durat cam 4 ani de zile și inaugurarea, cam 4 ani de zile construcția respectivă. Adică dincolo de realizările profesionale au fost și acestea în plan administrativ. Da, v-am spus că la un moment dat în străinătate aprecierile au fost mai bune decât în țară și am devenit într-adevăr un expert la IAD, este International Association of Danubes, deci Asociația Internațională a Fluviului Dunărea, în care am fost numit expert în probleme de calitate a apei și, spre surprinderea și într-un fel bucuria mea, studenții m-au desemnat, mi-au propus în anul 2018 profesorul anului și Senatul mi-a acordat acest premiu spre bucuria mea, pentru că așa mi-am dat seama că pot comunica foarte bine cu studenții și că pot avea o contribuție în formarea lor viitoare. Eu vreau să fac și un apel către dumneavoastră, pentru că
biologia este un domeniu fascinant, este un domeniu extrem de frumos. Eu am considerat că este știința regină a secolului acesta și să ne gândim că s-au făcut niște salturi extraordinare prin descoperirea celulelor STEM. Uitați-vă, în perioada aceasta a pandemiei se apelează la medici, dar mai mult decât medici, la biologi și la biochimiști, că ei sunt cei care trebuie să găsească soluții pentru stoparea acestei pandemii. Cam din punct de vedere profesional, cam acestea sunt reperele pe care am dorit să vi le aduc, să vi le prezint. Iată cum se desfășoară acum orele în pandemie, online, dar în același timp și față în față, adică eu transmit direct din amfiteatru, scriu pe tablă, fac demonstrațiile pe tablă și unii mă urmăresc de acasă, alții, destul de mulți, au venit și vin în amfiteatru pentru că acest contact direct, această discuție directă este mult mai importantă decât cea online. Dincolo de acest lucru, așa cum v-am spus, e bine ca fiecare dintre voi să aibă și alte pasiuni. Eu am spus că mi-am descoperit niște pasiuni și mi le-am cultivat încă din gimnaziu și înainte. Una a fost baletul, muzica clasică, literatura, astfel încât în timpul liber încerc să mă relaxez și în acest fel. Literatură, muzică, istorie, este bine să încercați să vă cultivați cât puteți de mult, pentru că la urma urmei în întâlnirile pe care puteți să le aveți cu oameni din țară sau din străinătate, contează foarte mult felul în care discutați, cum puneți problema și să aveți cât mai multe subiecte de discuție. Și în afară de asta, așa cum v-am spus, să aveți un univers al vostru care să vă ajute să vă hrănească sufletul, da? Dincolo de realizările strict profesionale sau familiale. Dar mesajul pe care doresc să vi-l transmit este acela de a pune multă pasiune în ceea ce faceți. Atunci veți avea satisfacția pe măsura lucrurilor, pe măsura efortului pe care îl depuneți. Cred că acesta este cel mai important lucru în viață. Să vă găsiți drumul, da? Și să știți, să înțelegeți că succesul vostru depinde exact de acești ani. De anii de liceu și de anii din facultate. Și bineînțeles și de puțin noroc, pe care vi-l doresc din tot sufletul. Da. Cam atât am vrut să vă spun. Mulțumim foarte mult, într-adevăr, o lecție de viață, o lecție frumoasă, sunteți un model și cu siguranță treziți sentimente de-astea speciale, de emoție, faptul că ați muncit și munciți atât, vă dă și detașarea asta, nu știu, simplă, așa de importantă să puteți continua. Pentru că nu obosiți niciodată, cu siguranță, pentru că aveți această pasiune care se vede, o trăiți și este extraordinar. Cu ce încheiem? O să dăm microfonul în sală, da, să vedem. Deci așteptăm întrebări din partea voastră. Vă dați seama, au trecut 4 ani de zile când face lună de lună treaba asta și tot ne încurcăm. Că avem și noi mică regie aici, dar depinde cu... Uneori e mai ușor să răspunzi la întrebări, da, decât să conduci, să ții o prelegere. Este foarte important acest lucru și vă rog să puneți întrebări sau, eu știu, să aveți comentarii legate de ce s-a întâmplat aici. Este la liber. Să transmite video în direct. Rămâne înregistrarea. Uite, avem două... Bună ziua! Numele meu este Ioana Negoiță și voiam să vă întreb care considerați că a fost cea mai mare încercare din cariera dumneavoastră. Cea mai mare? Încercare. Încercare? Din punct de vedere profesional?
Din punct de vedere profesional? Da, din punct de vedere profesional. Nu, am avut... Da. E greu că au fost mai multe. Și e greu să spun care a fost cea mai grea încercare. Au fost cele mai mari emoții în momentul în care am intrat în facultate și am asistat la primele cursuri. Și recunosc că m-am speriat prima dată. Am avut emoții la absolut toate examenele pe care le-am trecut. Cred că un singur examen din viața mea a fost fără niciun fel de emoții până când am ajuns în fața ușii. Dar când am ajuns în fața ușii și am apăsat clanța, bineînțeles că iarăși m-au încercat emoțiile. A fost într-adevăr o disciplină pe care o stăpâneam mult mai mult decât se cerea, pentru că urmasem niște cursuri suplimentare la un an mai mare decât anul în care mă aflam eu și era cu multă matematică și fizică și chimie, deci era oarecum pe domeniul pe care eu îl iubesc foarte mult. În cercetare, cred că una din încercările grele a fost aceasta când am făcut prima prezentare la nivel internațional fără să am supervizarea, verificarea de către o altă persoană mult mai cu experiență mult mai bogată decât a mea, pentru că eu eram practic, cred, în al cincilea an de când eram în facultate și era primul proiect mare internațional la care participam. Din punct de vedere al cadrului didactic, cea mai grea încercare a fost în prima săptămână în care am predat, prima săptămână de cadru didactic, în care aveam 100 și ceva de studenți la biologie, era curs de chimie fizică și m-am aruncat de prima dată și am început cu structura atomului, cu cuantică, cu niște relații destul de dificile și spre sfârșitul cursului am observat că studenții încep să zâmbească. Și am zis, hopa, nu este chiar așa bine, se pare că le-am depășit nivelul. Asta înseamnă când vii cu ambiții foarte mari și ai senzația că, da, e bine ceea ce faci și trebuie să dai cât mai mult. Nu, trebuie să dai cât mai puțin și mai clar. Atunci am învățat că important este ca studentul să înțeleagă lucrurile simple ca să poată după aceea să le înțeleagă pe cele mai dificile. Prin urmare, când am ajuns acasă, cred că tot weekendul acela nu l-am dormit și m-am gândit cum să fac să depășesc acest moment și să nu-i îndepărtesc pe studenți, pentru că știu ce înseamnă să nu iubești materia pentru că nu o înțelegi. Așa încât în următoarea săptămână, în loc de laborator, am făcut numai seminar, am reluat lucrurile, le-am prezentat mult mai simplu și am avut satisfacția să văd studenții că zâmbesc și că într-adevăr au înțeles lucrul acesta. Și asta m-a făcut să reconsider tot ceea ce vroiam eu să le predau și să le predau în cu totul alți termeni. Cred că această comunicare foarte strânsă cu studenții este cea mai importantă pentru un cadru didactic. Este feedback-ul de care are nevoie ca să știe cum procedează în continuare. Și dorința mea este ca din liceu, dacă se poate, să încercați să nu înmagazinați cunoștințe. Voi veniți cu multe cunoștințe, dar foarte multe dintre ele sunt neînțelese. Ci să încercați să vă explicați chiar și lucrurile simple, foarte simple. Pentru că de-abia atunci le înțelegeți. Încercați să le povestiți colegilor, să le explicați colegilor ceea ce ei n-au înțeles și vă întreabă. Pentru că atunci pentru voi vor deveni și mai clare. Cam acestea au fost momentele hotărătoare și grele, zic eu. Mai era cineva cu o întrebare acolo în spate, nu? Bună seara. Mă numesc Ioana Vânătoru și voiam să vă întreb dacă ați văzut că vă este... că nu sunteți atât de apreciată, mai ales la noi în România, și că este un domeniu destul de greu. Ce v-a făcut să rămâneți în cercetare totuși, să vă continuați munca cu multă dăruire? Pasiunea. Pasiunea pentru acel domeniu. Da. Atunci când am ales într-adevăr să lucrez în cercetare, eu am fost foarte fericită când la sfârșitul celor 5 ani de facultate am putut să aleg să lucrez într-un institut de cercetare, deși știam că cercetarea nu este foarte bine plătită, mai ales atunci nu era deloc. Nici
în educație nu sunt salarii foarte bune și nici în cercetare. Lucrurile s-au mai schimbat acum, dar atunci nu erau bine plătite, cotate. Ce m-a făcut să rămân? Mi-a plăcut foarte mult să lucrez în acel institut de cercetare în care eu am învățat mult. Am învățat, fiind de-abia ieșită de pe băncile facultății, am învățat de la tehnicieni cum să lucrez în laborator. Deși aveam 6 ore de laborator la fiecare disciplină de chimie. Iar acum sunt numai 2 ore de laborator la toate disciplinele. Erau totuși insuficiente. Aveam tehnicieni, absolvenți de școală tehnică, de școală profesională, care lucrau excepțional în laborator. De la ei am învățat cum să lucrez, efectiv. Teoretic pot să fii și eram foarte bine pregătită. Practic, nu e niciodată rușine să înveți de la cei care sunt, poate nu cu studii superioare, dar care au această practică extraordinară în laboratoare. Și ce m-a făcut să nu plec? Să știți că am avut ocazia să plec. Cred că, pe de-o parte, a fost faptul că am vrut să fiu alături de familie. Poate și faptul că la începutul anilor 90 a plecat în străinătate mi se părea puțin scaring, puțin înfricoșător. Mai ales că ar fi trebuit să mă despart un pic și de soțul meu și de copil și am ținut foarte mult să fie familia unită. Și pe de altă parte, am spus că m-am gândit că pot avea o contribuție aici în România și la formarea unor generații. Asta posibilitatea am avut-o după ce am intrat în facultate. Și că pot să contribui la formarea unor studenți, unor viitori specialiști și după aceea când am văzut că putem sta la aceeași masă cu persoane, cu profesori, cu cercetători renumiți din străinătate, cu fruntea sus, am considerat că se pot face lucruri și în România dacă dorești. După aceea chiar a urmat o perioadă destul de bună pentru cercetarea din România, a fost perioada anilor 2007-2008, au fost foarte multe proiecte internaționale. Acest lucru cu specialiști în cadrul proiectelor internaționale, lucru cu specialiști din străinătate, mi-a plăcut foarte mult și am zis că atâta timp cât am această posibilitate de a lucra cu ei în astfel de consorții, este foarte bine. Iar acum avem un proiect pe educație, practic, cu o universitate din Statele Unite, care a presupus și ținerea de cursuri de către noi, deplasări în Delta Dunării cu mici cercetări, cu prezentări ale rezultatelor de către studenți. Deci mi se pare cel mai frumos lucru și ceea ce încerc este, într-un fel, să mă apropii de ceea ce făceau profesorii mei din facultate. Să am o legătură foarte strânsă, o comunicare foarte bună cu studenții și să le sădesc un dram de pasiune în ceea ce, în ceea ce fac. Deci m-am gândit că aș fi foarte fericită dacă studenții ar gândi despre mine în termeni în care eu gândesc de foștii mei profesori. Mulțumim! Da, dacă mai sunt întrebări, microfonul este în spate. În orice caz, spunea domnul primar Constantin Toma că există, da, există și o mică surpriză. Bună seara, numesc Dinu Darius. Imediat, la final, fiecare dintre dumneavoastră o să primească o sacoșă cu niște cărți. Da. Vă rog. Bună seara, mă numesc Dinu Darius. Anterior ați vorbit despre formarea studenților sau formarea minților studenților. Dumneavoastră considerați că a fi dascăl sau a fi profesor este o simplă meserie sau este o vocație? Este o vocație, clar. Nu știu de ce am această vocație, că se pare că o am odată ce studenții au recunoscut acest lucru. Cred că parțial s-a transmis de la părinții mei și cred că a contat foarte mult felul în care am văzut-o pe mama mea că își pregătește orele. Mama a fost profesor, nu profesor de chimie, nici de matematică, profesor de istorie. Deci o disciplină diferită mult de ceea ce am ales eu. Dar seriozitatea cu care se pregătea, de exemplu, eu n-am avut niciodată un profesor de istorie care să pună accent pe partea de cultură. La sfârșitul fiecărui capitol a unei perioade istorice era o lecție de cultură.
Și peste partea asta, profesorii pe care eu i-am avut, din păcate, aici, treceau cu foarte mare ușurință, citiți și voi partea aceea. La mama mea am văzut acest lucru, că își strângea materiale, aveam albume de artă, de unde se inspira, avea diapozitive și își pregătea foarte serios fiecare lecție. Avea după aceea un caiet cu numele fiecărui elev, a clasa unde era dirigintă, și îi urmărea traseul profesional. După aceea, nu știu cât, dar lucrul ăsta clar m-a inspirat, iar faptul că am avut cu cine să exersez, adică pe fratele meu și pe fata mea, probabil că m-a ajutat foarte mult, că am constatat că pot să mă fac înțeleasă. Și reacția tinerilor m-a ajutat pe mine întotdeauna să fac conexiunea între diferitele informații din discipline conexe. Adică întotdeauna când predau, de exemplu, fac apel și la cunoștințele de biologie și de fizică și de chimie și chiar și de matematică și le spun întotdeauna, încercați să corelați lucrurile. Știți, a fost un master lansat în Universitatea din București, care din păcate n-a avut succes și eu știu de ce n-a avut succes, un așa zis master interdisciplinar. S-a încercat, nu mai știu în ce măsură, ca la gimnaziu, să nu mai fie ore separate de fizică, de chimie, de biologie, ci să fie ore de științe, în care, de fapt, toate aceste cunoștințe din aceste domenii să fie, practic, discutate împreună. Și au venit profesori de liceu sau de gimnaziu, ca să urmeze acest master. Nu prea a avut succes, pentru că, din nefericire, nu toți profesorii din universitate au înțeles ce înseamnă un astfel de master. Ce înseamnă, într-adevăr, să abordezi din mai multe puncte de vedere o problemă științifică. Astfel încât fiecare a zis, eu țin cursuri despre termodinamică, cel de la fizică despre, știu și eu, chestii de astronomie și așa mai departe. Ci unii de la biologie, anumite subdomenii ale biologiei. Eu am încercat în cele câteva ore pe care le-am avut să abordez altfel problema. Adică am abordat problema poluării din toate punctele de vedere. Ce înseamnă din punct de vedere al compușilor chimici, ce înseamnă fizic deplasarea acestor compuși, ce înseamnă să ai și modelare matematică ca să-ți spună cum anume se propagă, se deplasează pe distanțe foarte mari și biologic ce înseamnă efectele respective. Din punctul ăsta de vedere, americanii au niște cărți extraordinar de frumoase, cu material didactic foarte, foarte bun, sunt foarte talentați. Dacă aveți cursurile de la Berkeley, e bine să le citiți. Vă dau un singur exemplu. Am spus că mie mi-a plăcut muzica clasică. Am vrut să studiez pianul și n-am avut ocazia când eram mică. În schimb, am văzut că fiica mea are puțin talent și i-am luat o pianină, astfel încât au urmat niște cursuri la Școala Populară de Artă. Dar ce a fost frumos este că am ajuns să înțeleg bine muzica când ea a trebuit să facă un referat la fizică, la acustică. Și atunci am citit în acest curs de la Berkeley ce înseamnă gamele minore și majore. Le-am studiat când eram clasa 7-8, dar niciodată nu s-au explicat niște lucruri. De-abia atunci am înțeles că o gamă majoră, indiferent cu ce notă începe, este majoră pentru că are o anumită succesiune a tonurilor și semitonurilor. Deci parte de fizică care m-a ajutat să înțeleg o chestiune de muzică, de fapt. Și să îmi placă și mai mult această conexiune dintre diferitele domenii. Deci da, e o vocație, după părerea mea, pe care poți să ți-o descoperi și să ți-o cultivi. Vă mulțumesc! Da, mă ridic să mă uit dacă mai sunt întrebări, mâini ridicate. Până să vă mai gândiți, ideea este că la ieșire acele cadourile veți primi, dar domnul Stoica o să ne facă și o fotografie de grup, pentru că veți găsi fotografiile pe site-ul primăriei. Și de asemenea, la ieșire o să încercăm să... E creat un cadru acolo pentru alte discuții. Vreți să ai la Mica Românie, da? Buzău Mica Românie, se numește site-ul, da? Și site-ul primăriei. Okay. Să fiți mândri că sunteți buzoieni. Am avut studenți foarte buni din Buzău
Și parcă îi și caut, așa, când îi văd pe la admitere sau când aflu că sunt din Buzău. V-am spus că este un patriotism local pe care l-am sezizat și la alte persoane din Buzău. Dar să vă mândriți cu educația pe care o primiți în aceste licee din Buzău, pentru că este deosebit. Dar depinde și de voi foarte mult. Bun. Doamna profesor, vă mulțumim foarte frumos încă o dată pentru participarea la această activitate privind personalitățile buzoiene de ieri și de astăzi. Pentru domnii profesori, vă mulțumim domnilor profesori, încă o dată doamne inspector Dinu, pentru că ne-a facilitat această întâlnire, pentru că nu am spus la început, dar toți participanții din sală, elevii, sunt copii cu performanță în domeniul biologiei și al chimiei. Așadar, activitatea astăzi s-a încheiat. Sigur că noi o să facem o încheiere cu aplauze puternice pentru doamna profesor pentru ziua de astăzi. Cu mulțumim. Și vă invităm în hol unde o să facem acea fotografie de grup, da? Mai așteptăm înseamnă puțin pentru un mic moment. Mulțumim frumos! Da. Ne îndreptăm către momentul următor, fotografia de grup și întâlnirea din holul central al primăriei.